Bună dimineața, și astăzi o să vă răspund la o întrebare, la singura întrebare pentru că nimeni nu mai pus alta. Eu una, poate nu ați inteles, dar în clipul anterior, în QA, QA înseamnă întrebări și răspunsuri. Deci, voi la comentarii trebuie să, intra, trebuie să intrați la clipul ăla și la secțiunea de comentarii să puneți întrebarea acolo, și eu o să fac vineri, cred că, sau sâmbătă, un material mai lung unde o să, o să răspund la toate întrebările. Astăzi răspund doar la această întrebare pentru că este singura care mi s-a adresat. Înainte făceam pe live chestia asta și acolo veneați voi și puneați întrebări, dar pentru că nu mai am timp, nu e să fac live-uri și podcasturi mai rar, am zis să fac totuși un QA pentru că n-am mai făcut până acum de mult timp. Așa că vă aștept acolo, aveți vreo întrebare, aveți vreo nu știu, vreo propunere, lăsați acolo în comentarii, în clipul anterior, în QA. Și oricum, eu vă citesc toate comentariile dar și cer să vă răspund acolo, dar o să vă răspund cu video de această dată. Asta înseamnă Q&A. Uh, haideți să răspundem la întrebarea pe care prietena noastră, Ana Iulia, din Japonia, ne-a adresat. Um, o să citesc prima oară toată întrebarea, pentru că este destul de lungă și după aia o să o dezbatem mai bine. De ce trebuie să ne pocăim? Nu pot să fiu pocăit în religia pe care o am? Nu pot să citesc Biblia să cred în Dumnezeu, dar fără să fac parte dintr-o religie? Acum eu sunt sigur că eu știu că ea este credincioasă, că ea crede în Dumnezeu. În religia pe care o am, sunt convins că se referă la religia ortodoxă, pentru că 90%, 99% poate la din români sunt, se consideră creștini ortodoxi. Iar să crezi în Dumnezeu, dacă crezi în Dumnezeu, ca să crezi în Dumnezeu, trebuie să știm în care, că poate să fie Dumnezeu în care cred budiștii sau uh, musulmani, deci vorbim despre creștin, da? Și să fac parte dintr o religie. Dar fără să fac parte dintr o religie, deci nici ortodoxă nu prea te consider pentru că nici la biserica să presupun că nu prea te duci, nu? Nici nu vrei să te duci, ca să spui, fără să fac parte. Doar să cred în Dumnezeu să citești Biblia, care nu vreau să crezi că te acuz de ceva, dar nu pot să cred că tu citești Biblia, pentru că nici măcar eu nu am timp să o citesc. Care merg pe calea asta spre pocăință, adică merg la biserică și de-abia, de reușesc să citesc câteva pagini. Că asta e viața, societatea în care trăim, nu prea mai avem timp, când, mai ales când ai copii și chestii de genul ăsta. Dar de ce trebuie să te pocăiești? Nu spun dacă trebuie, spun trebuie. Deci este, nu e ceva care poți să ai o variantă, poți sau nu poți, nu, trebuie neapărat. Dacă vrei să ajungi bineînțeles în rai, să trăiești, să mai ai o șansă la o altă viață după viața asta, sau dacă crezi într-adevăr în Dumnezeu și te consideri creștin, repet, și crezi că Iisus Hristos a fost adevărat și ce a spus nu a mințit, asta înseamnă că trebuie să credem că există un rai că este o salvare pentru noi și că El este salvatorul nostru. Și dacă El este, atunci trebuie să-L asculți. Eu nu cred că Dumnezeu dă doi bani pe cum spui tu să cred. Dacă cred. Băi, cred, credința este o afirmație și atât. după aia faptele unde sunt? Dacă tu spui cred, dar nu vreau să merg nicăieri la nicio biserică, nu vreau să fac parte dintr-o religie, vreau doar să, vreau să limitez. Adică, ca și cum ai avea o relație cu părinții tăi, vrei să limitezi cu ei cât se poate de mult. Da, iubesc, le trimit bani, fac ce, astea, dar nu vreau, prea vreau să petrec timp cu ei, stau să sun în fiecare zi, să vorbesc cu ei. Nu am chef și nici nu, nu am timp, dar eu cred, iubesc și așa mai departe. Așa e și cu Dumnezeu. Hai să facem comparație cum ar fi... Că eu așa fac comparația asta cu sportivii. Deci, un, un pocăit, viața asta de pocăință, este un proces. Și pocăiții au un stil de viață. Și eu o asociez cu sportivii, pentru că avem foarte multe lucruri în comun. Un sportiv nu consumă alcool, nu fumează, merge la antrenamente, repetă toate antrenamentele destul de des ca să fie sportiv de performanță, că altfel nu ești. Îți pierzi, înțelegi, îți pierzi calitatea de sportiv. Pe păi dacă nu te duci la biserică, tu spui că citești Biblia, dar nu prea ai cum să citești Biblia și dacă o citești, nu o înțelegi. De-aia mergi acolo, pentru că acolo oamenii ei sunt pregătiți toată viața și au dedicat-o. Înțelegi ca să. Facă ce ne-a cerut Isus să facem. Să nu crezi că, da, există preoți și pastori care ei trebuie să facă toate lucrurile alea, botez, mormântare, cununie și toate astea. Să știi că ei, dacă nu au lege, poate într-o zi mă gândesc la pastorul de la biserica la care merg eu. Dacă poate într-o zi, ca apropo, nu știu cum sunt preoții, cred că preoții au salariu, dar pastorii nu prea. La biserica la care merg eu, toți au loc de muncă și vin acolo pentru că consider, o consider ca o datorie. Eu cred că e un fel de respect pentru faptul că Isus Hristos a anulat Apocalipsa. Dacă nu venea Isus Hristos, noi nu mai eram acum. Și noi, din respect, uh, cum să zic, popa, preotul, Să spunem pastor la biserica la care merg, da, el are și loc de muncă, și toți din biserică spun că toți avem cu un loc de muncă, dar el vine acolo și se implică mai mult. Fără el n-ar fi posibilă această biserică, la biserica din Hul, unde merg eu acolo. Dar dacă am lăsat numai pe el, singur, doar să vină el acolo, să ocupe el de tot și noi să nu facem absolut nimic, ca să nu ne prezentăm acolo. Într-o zi omul o să zică, băi, eu îmi salvez familia mea, eu o să citesc Biblia în fiecare, o să cânt, o să fac cu familia mea în casă la mine, cu poate încă o familie sau două și restul să fie sănătoși, pentru că nu vor să vină, oricum nu vin și atunci ch chiria trei plătită la clădirea acolo unde mergem. Toată organizarea aia, dacă omul ăsta nu ar fi acolo, una la mână și doi la mână, dacă nu l-am susține, dar mai există. Cum mai ducem noi mai departe toate astea? Cum mai, Cine mai ajunge să mai facă botezi și că s-a politizat Biserica ortodoxă, catolică și cele care sunt, plăti, sunt plătiți și au influență politică, acolo sunt niște lucruri forțate făcute ca să le faci. Nu ai făcut nimic ca să simți. știi? Ce facem noi aici, ce fac pocăiții, ce fac adunările, sunt lucruri pe care le simt să facă. Au fost cazuri în care, de comunismul de exemplu, pe timpul comuniștilor, te bătea, poate te și omorau. Și oamenii tot se chinuiau să traducă Biblii, veneau englezi, misionari din Anglia, după în alte țări, să vină să, să ne predea, să ne traducă, să nu se piardă creștinismul. Deci, oamenii au făcut atâta efort ca, să, ca noi să avem biblie să noi să putem să avem religia asta liberă, să putem să o exprimăm. Și când avem toată libertatea, dar să nu te super pe mine, dar zic așa, vin oameni care au toată libertatea să fie creștini și vin aici și spun, nu pot să citesc Biblia, să stau acasă și să nu merg la nicio biserică, să nu merg nicăieri, să nu fac parte din nicio religie. Exact cum am spus și cu sportivii, dacă un sportiv nu mai merge la antrenamente, se îngrașe, se pierde, se duce motivația, nu spune că știu lucrurile astea. De ce crezi că eu merg cu copil mic, cu două locuri de muncă, cu canalul de YouTube, de ce crezi că încă mă mai duc eu acolo? Pentru că trebuie făcute. Încă o dată spun, din respect pentru Isus Hristos care dacă el nu venea să anuleze Apocalipsa, noi nu cred că mai eram până acum. Plus că vreau și eu să fac un unie, vreau să copilul l-am binecuvântat, vreau să mai existe lucrurile astea. Și dacă încă o dată spun, noi nu-l sprijinim pe pastor, pastorul nu are motivație ca să vină, să pierd lucrurile astea. Cu toate Biblie, șapte Biblie, dacă tu ai în casa la tine, nu o să deschizi cartea și dacă citești, nu o să înțelegi în cea mai mare parte. Pentru că e altceva când stai cu cineva de mai ales cu cineva care are experiență îți explică, păi stai așa că poate, poate tu înțelegi mai bine decât el, nu contează, dar, trebuie să ai o, o, confruntare, trebuie să ai o, să faci o analiză și cu alte persoane, nu poți să fii numai tu. Despre asta e vorba. Deci trebuie să te pocăiești pentru că așa a lăsat Isus Hristos. Dacă vrei să o iei, la modul cel mai simplu, citește Biblia, de cât acolo, de cât Noua Testament, de paragrafele alea, Matei și Marcu, de cât câteva capitole, ce -și acolo și unde o să găsești și o să vezi. Dacă vrei mai mult, atunci citește toată Biblia și mergi și la o biserică ca să înțelegi de ce a spus să ne pocăm Că este, pe lângă faptul că ai un beneficiu după viața asta, ai un beneficiu și în viața asta. Că dacă observa, pocăiții trăiesc mult mai curat, mult mai bine. Și dacă ar fi toată planeta asta, ar fi mai pocăiți, am duce-o mult mai bine, credem. Dar pocăiți adevărați, nu aia care spun că sunt pocăiți și nu sunt. Știi? Deci despre asta este vorba. Pocăința este un lucru pe care trebuie să-l facem. Cei care nu-l fac, nu-l fac pentru că sunt manipulați, pentru că se uită prea mult la televizor, la filme și își ocupă tot timpul cu prostii care nu, nu, sunt necesare. Cum e alcoolul și fumatul și nu mai că nu sunt necesare, dar să fac și rău. Știi? Și asta fac și sportivii, asta fac și pocăiții. Scot din viața lor lucruri care nu sunt bune pentru ei. Și pentru că mergem acolo, așa ne susținem unii pe alții. Că acolo unde mergi, vezi alții care nu consumă alcool, alții care nu fumează, care nu beau, Uh, și am repetat chestia asta. Uh, și atunci te întărește și pe tine, sau poate unii mai slabul, îl tragi tu, îl suni, frate, ce ai făcut, ești bine, nu ești bine. Uh, poate unul să mă ajute și cu bani, sunt multe chestii, dar trebuie să le afli, trebuie să mergi la o biserică ca să înțelegi lucrurile astea. Uh, nu doar ce fac eu prin vlogurile mele, eu încerc să vă arăt ce e acolo, dar nu prea pot și nu... Sunt multe biserici, sunt sigur că acolo la tine în Japonia vei găsi, o, dacă vrei să cauți, o să găsești o biserică și o să recomand de baptiști, să mergi și să vezi cum se întâmplă acolo, cum se cântă, cum, cu ce va vii de acolo duminica când pleci de acolo, ce încărcat vii și... ți mai zis, sunt și oameni care se ajută între ei acolo, o comunitate, mulți se ajută între ei. Eu sper să fie toți, în toate bisericile, să se ajute oamenii între ei, dar nu, nu, știu dacă e cazul peste tot. Și asta ar fi... Cred că ți-a răspuns la întrebare, dacă nu, mai scrie acolo în comentarii și vorbim. Că trebuie să închid. Ceau!